Obiectele realizate cu ajutorul croșetei s-au numărat de-a lungul timpului printre cele mai de preț lucruri ieșite din mâinile harnice și îndemânatice ale femeilor. Cu o tehnică pierdută undeva departe în adâncurile istoriei umanității, femeile de aici și de pretutindeni, cu multă răbdare, îndemânare și simț artistic, au creat lucruri de o mare frumusețe. Mi-am dorit o expoziție cu dantele, sunt niște lucruri extraordinare ieșite din mâinile bunicilor, străbunicilor noastre. Ca un omagiu am văzut-o, aduse mâinilor lor talentate, din care ieșeau adevărate opere de artă. Cu ajutorul dantelelor își împodobeau absolut toată casa, orice lucrușor cât de mic, prindea o altă valoare dacă îi se alătura dantela. O adăugau la fețele de masă, la ștergare, la ceașafuri, fețe de pernă, peste tot era pusă dantela de diverse forme, cu diverse decoruri, dar mai ales își înnobilau costumul de sărbătoare. Care ar fi cea mai valoroasă piesă a expoziției? Avem ca aspect un macrameu aici în vitrină, dar și o scenă de vânătoare, nu știu, a fost utilizată ca păretar sau ca față la o pernă decorativă, dar e foarte aspectoasă și pentru mine valoroasă este această dantelă realizată din fir de cânepă. Privolite, dantela realizată cu suveica, a fost emblema caselor regale, se lucra la palate. De altfel știm că dantela pătrunde în estul Europei, din vest, de la curțile regilor Franței sau de la curțile principilor germani. Regina Elisabeta cu doamnele de la palat, de la castel, lucrau dantelă, iar mărturie și astăzi stă acea statuie binecunoscută a reginei, în care, în poziție șezândă, lucrează ceva cu croșeta. Astăzi, la expoziția de istorie locală și etnografie Brad, din subordinea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, s-a organizat un atelier de modelaj cu titlul Incursiuni în cultura cucuteni, coordonată de artistul plastic Silvia Dușan. Atelierul s-a desfășurat cu participarea elevilor de la Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu din Brad.